Să vedem Marian, Marian. Zic cu telefonul circular. Da. Hai să rămânem Rămân acolo să puțin. Cu el, așadar... Zici că e da. platou pe cuvântul Mădona. <laughs> Dacă pui două felii de șuncă pe peste el, ale. Se pare că uite, sau podrieră, uh, da, bravo. Fondatorii Circle Phone, așa se numește compania, au crezut că, na, este necesar să ții un astfel de telefon la ureche. Seamănă cu un săpun din acela de el folosești ca să te Cu ce vrei tu să da. da. Și cu roata de rezervă? Este un produs care a fost lansat anul trecut, în noiembrie. Inițial, fondatorii companiei au cerut finanțare pe Kickstarter, este o platformă unde poți da. să donezi cumva sau poți să susții anumite proiecte. Ecranul este în formă de cer, care Android, evident, și două muFG În cazul în care, nu știu, un avion, de exemplu, iată, s-au sincronizat imagine sau ieși în parc cu persoana iubită, poate să vină cu propria pereche de căști, tu la fel, și fiecare ascultă um, aceeași melodie, două porturi USB, la fel. Care parcă? Unde de, sunt uh, parcuri, nu? Poftim? Unde sunt parcuri, te-ai referit. Da, unde sunt parcuri. Da. <laughs> Așa. Dar nu are niciun... nu-i nu văd utilitatea. Dar mi s-a părut interesant deci... și dacă vrei un telefon inedit, iată, nu trebuie să te uiți mai departe de Circle Phone. No, Seamănă cu o tablă de inox. Dar cât costă telefonul ăsta? Um, preț, finanțarea ai? era undeva la câteva câteva sute de dolari. Vreo 600-700 de dolari. Ei, că nu-l dă nimeni gratis. A, bine, clar asta. Nu dă nimeni Așa. Gratis. Ia, uh. mai rata. Mergem mai departe cu acest pat electric pentru gaming. Um, așadar, mm. îl poți controla și îi poți da forma dorită ca să te simți cât mai confortabil în timp ce te joci, în timp ce uh, uite, are telecomandă acolo sau te uiți la un film sau vrei să și mănânci, avem o animație de ce gustă. par foarte încântat de patul ăsta electric. Nu știu de ce, văd așa... Nu, da, sincer nu. În ochii lui, nu? Da, da, da. Aș da. vrea mai degrabă acel scaun pentru simulatoare de condus. Aha. A, acolo e altă mâncare de pește, Asta ocupă foarte mult loc, dar uh, se poate observa că are loc și de alte accesorii. Avem aici un birou, două brațe pentru monitoare, un frigider acolo, un fierbător de apă pentru uh, pastele instant și uh, uite, o să-l vedem Fite imediat. Așa și așa e mobilat o garsonieră mai mică, știi? Da, da, păi îți dai seama că în Japonia de acolo vine acest produs, unde Aha. apartamentele sunt foarte mici, ai nevoie să de cât mai multe gadget pentru da, într-unul singur. Să câștigi spațiu, da. Exact. De la Dyson. N-a spune că e ciudat, neapărat ce ci a spune că e mai degrabă inedit. Este un purificator portabil de aer cu căști, cu anularea zgomotului de fond. Este un produs la care Dyson să lucrează de vreo 6 ani, peste 500 de prototipuri. Primele modele au arătat ceva de genul acesta. Vedem și niște perechi de căști Bose obișnuite care au fost implementate aici. Sunt niște ventilatoare care trag aerul, îl purifică până la 99%, apoi îl pune aici în zona feței, în zona nasului. Și de ce cred eu, de fapt, că dai să deschid aici un trend cu astfel de produse? Și o să vedem de la mai mulți producători purificatoare de aer portabile, mai ales în orașele foarte poluate. În fiecare an mor milioane de oameni, undeva între 4 și 6 milioane de oameni uh, din cauza poluării, inclusiv în Marea Britanie. De exemplu, citeam o studiu azi dimineață, undeva la vreo 20-30 de mii de persoane, dacă țin bine minte. Uh, deci e clar că uh, dacă vrem să trăim sănătos în zonele foarte aglomerate, astfel de. Astfel de produse sunt, uh, uh, sau vor deveni un, uh, un trend. Arată într-adevăr ciudat, adică um, o să te uiți un pic ciudat la o astfel de persoană care poartă un Dyson Zone, așa se numește. Uh, nu am încă prețurile, o să ajungă pe piață undeva, cred eu, toamna aceasta. Mergem mai departe cu uh, Razer, Project Sofia. Este o masă calculator. Adică pe biroul obișnuit nu mai are nevoie de o unitate, ci pur și simplu toată unitatea este în acest blat care are funcții touch, sunt anumite zone cu diverse comenzi pe care le poți, le poți atinge, dacă vrei, de exemplu, ventilație mai bună pentru computer, dacă vrei mai multă putere, dacă vrei să schimbi aceste luminițe, să nu fie uh, verzi, să fie roșii, are și ecran integrat și este deocamdată doar un proiect, cei de la Razer se mai joacă așa un pic cu, uh, cu imaginația noastră, au mai lansat în trecut și un laptop cu trei ecrane. Uh, deci, uh, ei nu prea au limite din punctul acesta de vedere. Poate, cine știe, curând o să vedem și un astfel de produs pe piață, pentru că tot ei au lansat și am și adus aici în studio acea mască, la fel, care curăță aerul. Mergem mai departe cu o altă mască interesantă, i-a plăcut și Andrei. Cudi Mask este din Ucraina și dacă o, o cumpărați o parte din bani, se vor duce și către sprijinul de acolo este o mască pe care poți să pui diverse emojiuri. este o mască cu LED care se, con se conectează cu telefonul mobil și de exemplu dacă vrei să-i faci ochii galbeni, vrei să faci o, o față zâmbitoare aici sau o față tristă sau furioasă pot fi schimbate foarte ușor, ideal la petreceri, mai puțin când intri într-un magazin, nu cred că este o idee până să intri cu astfel de mască de depinde de scopul pe care l ai da, nu Uh, S-ar putea să fie și ultimul magazin pe care să-l vizitez pentru o bună exact, bucată exact. de vreme, deci nu e cazul. Uh, poți eu este un leagăn pentru telefonul mobil, Hai să, putem să-i spunem așa. Uh, ce face acest uh, leagăn care costă 119 dolari? Pui telefonul acolo și practic îi blochează microfoanele. Dacă ai o discuție cu prietenii, de exemplu, și de obicei îți apare clame după acea discuție, iată, acest pod ar trebui să rezolve această problemă, nerecunoscută oficial de nicio rețea de socializare, ci că nu ne-ar asculta telefoanele, nu știu ce se zic neapărat, și pe alb și pe negru, și da, 119 dolari, cum spuneam, și gata. Mai multe informații găsiți și pe ilike-it.ro și ne vedem și mâine dimineața, o zi minunată să aveți, la revedere!